Cinefil din toată lumea, pregătiți-vă. Săptămâna viitoare se lansează cel mai așteptat film cu pitici. A, știu! Cei 7 pitici din Albă ca zăpada. Nu, Chris, nu, dragă. Irinel Columbeanu. Nu. Tu. Oh, am 1,80 m și tu ai 2 m. Nu mă judeca în funcție de... Uitați, nu, e un alt... What is it? My name is Bilbo Baggins. Bagginses. What is a Bagginses, Precious? Starurile filmului Hobbitul s-au adunat joi seara la premiera new-yorkeză a primului episod din trilogie. Ian McKellen, Martin Freeman, Elijah Wood, Andy Serkis și regizorul Peter Jackson au fost întâmpinați de sute de fani, dar și unii protestatari veniți din partea unei organizații pentru protecția animalelor. Povestea Hobbitului Bilbo Baggins precedează trilogia Stăpânul Inelelor și urmărește aventurile micuțului Bilbo, care se alătură unei găși de 13 pitici care pornez la drum să-și recupereze comorile din ghearele dragonului Smaug, cel ce tronează pe muntele singuratic. To enter the mountain. What of it? There are some who would not deem it wise. Filmul, care trebuia inițial să conțină două părți, s-a transformat între timp într-o trilogie. Pe lângă elementele de noutate, precum tehnica de filmare de 48 de cadre pe secundă, filmul oferă ocazia reîntâlnirii fanilor cu personajele îndrăgite din prima serie, vrăjitorul Gandalf, Frodo, nepotul lui Bilbo, elfii Elrond și Lady Galadriel. Premiera din New York a fost ca o reuniune de familie pentru cei implicați în proiect. Lucrul la un astfel de film este o recompensă în sine, dar nu e nici pe departe singurul beneficiu. Yeah, we were all given our cast member in Lego. I was given a nice dressing gown. I was given Bilbo's sword. Yeah, we left with a few presents. Yeah. Mithrandir, why the halfling? Why Bilbo Baggins? And it is because I'm afraid. And it gives me courage. Mr. Bilbo, where are you off to? I'm going on an adventure. Știți de cine nu mi-a fost dor? Trebuie să o spun, de Lady Gaga. Oh, deci mie Bogdan, fata asta nu... Dacă Lady Gaga nu e, nimic nu e. Uite ce acte de caritate a făcut diva pentru niște copii. Păi, dacă nu e calitate, măcar e caritate. Cumva trebuie să-ți plătești toate dezastrele vestimentare. Lady Gaga a făcut o vizită la o școală din Lima. După ce și-a terminat turneul în America Latină, neobosita divă a vrut să înveselească elevii dintr-o zonă foarte săracă a capitalei peruane. Ambasadoarea UNICEF consideră necesar ca elevii să primească o educație sănătoasă și ca toți să pornească cu șanse egale în viață. All children have the right to feel valuable and everybody has a shot, but not everybody has a fair shot. So I think what UNICEF does is they try to make the shot a little more equal. Lady Gaga a asistat la o scenă de teatru, a gătit împreună cu copiii și a dat startul la un meci de fotbal. De asemenea, a încântat publicul interpretând piesa Born This Way. On the right track, baby, I was born this way. Nosotros, bueno, junto a todos nos hemos estado organizando, pero jamás pensé, jamás se me pasó por la cabeza que iba a conocer a Lady Gaga, y menos que venga a mi institución, abrazarla, interactuar con ella. Turneul artistei va lua o scurtă pauză, urmând să continue în luna ianuarie pe continentul nord-american. Ultima dată când am fost în Hong Kong, am văzut o super expoziție de haine și bijuterii, iar azi când am auzit de o nouă expoziție, m-am entuziasmat și când colo... Păi, când colo, tu tot la diamante visezi și la karate. Du-te, domnule, în Orient, la asiatice, vremea high technology, minuni, chestii asiatici. Expoziția de design contemporan din Hong Kong a avut parte anul acesta de un suflu nou și smart. Inno Design Tech Expo este o expoziție de design tehnologic care atrage tocilarii din toate părțile lumii. Celebrul cadru de bicicletă pliabil pe care îl visa în anii 80 un inginer britanic este produs acum de o companie taiwaneză. Mai mulți designeri au fost rugați să personalizeze cadrul pentru această expoziție, rezultatul fiind numeroase versiuni ciudate, de la împletituri din bambus și ratan până la ghidon pentru nelipsitul iPad, sigla mărului mușcat,
fiind mai nou icoana la care se închină aproape toată omenirea, fie că are bani, fie că e muritoare de foame. Alți tineri designer care au exploatat latura vanitoasă a consumatorilor au creat un încărcător de smartphone pentru bricheta mașinii. Până aici, nimic nou, doar că spre deosebire de celelalte încărcătoare de plastic, acesta este din plastic stilizat. Ia zi, măi Einstein, cum stă treaba? There are many, many end users write the email to us. Thank God. I've been looking for this kind of products for a long time because I'm driving for example, Mercedes-Benz, Audi, something like that. This one is just look perfect to fit my in-car deco. Alți designeri mai practici îți transformă smartphone-ul în ceva complexitate industrială care citește coduri de bare și cărți de credit. Credem că asta va fi la mare trecere printre hoții români de buzunare sau biserica ortodoxă. Mă rog, același lucru. Dar nu toate exponatele sunt high-tech. La polul opus se află un tânăr designer din Hong Kong. El a creat Bomb Battle, o boxă cuplată la telefon și găzduită de un bidon de plastic reciclat. Funcționează cu baterii, are beculeți, volum și costă $80. Kevin Chung spune că mai lucrează și la alte produse create din materiale reciclabile, învelitoare pentru iPad, făcută din același covor cu care este acoperită sala de expoziții din Hong Kong. Portmoneul lui este din tapet reciclat de pe pereți. Și pentru că vorbim de Asia, trebuia să găsim la Expo și un robot. Ne-am rugat zeilor tehnologiei să fie bun la orice, numai să nu cânte Opa, Gundam Star! Ce mi-ar plăcea să fac un duet cu tine, Bogdan? Bonnie and Clyde. Nu chiar. Elena și Nicolae? Nici atât. Olivia și John Travolta. Ce sexy e. Fanii celebrului musical Grease au motive de bucurie. John Travolta și Olivia Newton-John și-au dat din nou întâlnire pentru a filma un videoclip care va aduce în casele oamenilor atmosfera de sărbători. I Think You Might Like It se intitulează melodia care s-ar traduce Cred că s-ar putea să-ți placă. Este o piesă ritmată compusă de John Farrar, compozitorul care a dat viață celebrelor piese You're the One That I Want și Hopelessly Devoted din musicalul Grease. You're the One That I Want a ajuns pe locul întâi în topurile multor țări și rămâne unul dintre cele mai bine vândute single-uri din toate timpurile. În noul lor videoclip, Travolta și Newton-John dansează în stil country-western, iar Kelly Preston, soția lui Travolta, împreună cu fiica Ella Blair și fiul Benjamin, apar și ei în videoclip. Toate încasările din vânzarea acestui album vor merge către fundațiile celor doi protagoniști, The Olivia Newton-John Cancer Foundation și fundația Jet Travolta. Am ascultat piesa, v-am oferit-o și vouă și chiar dacă se numește Cred că s-ar putea să-ți placă, nu credem că are nicio șansă să se apropie de succesul celebrei You're the One That I Want, din inconfundabilul Grease. Dragilor, atât pentru astăzi, sper că v-ați simțit răsfățați, dar pregătiți-vă pentru un weekend cu ninsori, așa, ca la meteo și cu o vreme năstrușnică. Iar noi ne revedem împreună cu Cristina și cu Bogdan luni seara de la ora 9 aici pe Look TV. Iar până atunci să fiți mai buni, mai frumoși, mai sănătoși, mai votați și cu un look cât mai monden.